mâna ruptă, mai are și lag. Uite cum îi trage pe capul ăla. Are you a girl? No. No? Ah. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Hello? Hello. Hello. I have gips on my left hand. Da, no problem, no problem. Where are you from? Bine ai venit! Poland. Nice, nice. I'm from Romania. Bine ai venit la un nou episod de Wingman. Nice, nice. Road to... Ma. Stai un pic. Road to global. M-am dus. Short bow. Nu. Mă, eu acum realizez. Are mâna în gips și se joacă cantra. A zis că are pe mâna stângă, nu pe mouse. Dar totuși, și ta statura e greu să ai movement-ul how cu mâna în gips, gen. Bine, dacă are și partea asta de palmă, știi ce zic? În orice caz, vă invit să apăsați butonul de like și să salutați algoritmul jos în comentarii cum predict pentru meciul acesta câte frăguțe facem și noi. I-am cumpărat din greșeală USP cu nade-uri și cu def și cu armură. Nu mai zic nimic. Oh. Asta zic. V-a plăcut smoke-ul ăsta? Totul a fost calculat. M-a văzut, eu urma să mă uit la pit, a spus că m-am dat să mă întorc, dar după aia am remarcat că e la acolo, pe short, că mă rog. Ah, ok, hai să cumpărăm un MP9 și... Can you please molly short? Sper. Too late. Opa. Asta zic, mă. Oh, nice. Well played. Mama, asta zic. Hai să, mamă, și a mea are suntem cu o fată, by the way, cred. Are you a girl? Can you repeat? I said nice. Are you a girl? No. No? Ah. Oh, mamă. Nice try. Asta este. Ne-au eliminat. What? Can you hear me? Yes, I hear you. Yes. Let's stay inside. Play more safe. Trebuie să câștigăm neapărat meciul ăsta, guys. Trebuie. Okay. Trebuie să-l câștigăm. Trebuie să... Mamă. Hai că nu te auzi toată harta, bro, dacă e. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Mamă, nu mai zic nimic. Mai e și găina asta aici. Nice. Coming short? Asta zic, mă. Asta zic, l-am olărit pe capaus. Să fie bine, să-l fie rău. 2-3, hai să luăm cât de multe runde se poate. Să le punem stop aici la 3 runde și să le luăm noi pe toate de acum încolo. Și ce zic, trebuie să lucrăm la rank. Deși sistemul de rank up este oprit, sincer, eu așa cred. Eu n-am auzit pe nimeni. Spuneți-mi voi în comentarii dacă a dat cineva rank up. Spuneți-mi în comentarii în ultima perioadă la Wingman. Dar eu nu cred că a dat nimeni rank up la Wingman. Pentru că n-am mai auzit efectiv pe nimeni să zică, uite, am dat rank up, uite, how. Toată lumea se plânge de rank-uri, nu de rank up. Și pe Insta și prin puținele comentarii pe care le-am văzut, toată lumea zice de rank și de faptul că nu e rank up. L-am văzut aici. Ah, salut. Salut! Mamă, ce frumos a intrat la pauză ăsta. Let's go! Ce faci, bro? Stai și miroși bordura? Asta zic. Go a molly short, green. Can you? Fast molly short? Please? Nu înțeleg ce cu jucătorii ăștia, mă. Înțeleg că m-a dat jocul ăsta pe cel mai mic rank posibil, dar totuși să trolezi halul ăsta, să n-asculti deloc. Să nu faci nimic, că ți-ai utilități, dar nu le folosești și așa mai departe. Care-i sensul, bro? Care-i sensul? Că nu înțeleg. Nu înțeleg care-i sensul să faci chestia asta. Right,
S-a băgat short, nu boiler. Lol, nu pot să te cred. Nu pot să te cred. Green! Doamne, m-am tiltat. Nu te tilta, te rog, nu te tilta, că nu mai zici nimic. Nu te tilta. Bro. Mamă. Deci nu mai am norocul ăsta, mă. Deci mă joc, mă trolează oamenii. Mă joc, îmi fac timp de match, gen, trag și în mine. Mă joc, acum m-am tiltat, vorbesc, nu mai stat la nimic. Mă bagă cu Green cu mâna ruptă. Mă bagă cu nu știu cine, ce avea în episodul anterior, că am și uitat. Nu mai merge creierul, mi s-a oprit creierul, efectiv. Situația la jumătate, 7-0-5, 3 MVP-uri, 14 scori și știți ce n-avem noi destul? Like-uri, băgați like-ul ăla, guys. Măcar atât pentru tiltul ăsta. Hai să ne cumpărăm. Come with me on short, please. Let's push together. Come with me. Easy win. Let's go. Mamă. Ce să fiu de treabă și așa, dar nu se poate. Stă aficat. Stă. Puii mei, bro. Sai, bro. Uite-l cât de în spate stă și cât bait face Green. Și ce lag are, are și lag după ce are mâna ruptă, mai are și lag. Și uite cum îi trage pe capul ăla, mă. Măcar atât, doamne. Hai că nu e chiar atât de rău precum credeam. Aoleu, ce ne cumpărăm, Galil? Galil power. Let's go, Galil. Băgăm smoke-ul ăsta. Nu băgăm niciun smoke, nu băgăm nimic. Mergem direct, ce-o fi, o fi. Habar n-am, bagă-te casă, o. Să nu o jucăm împreună. Să nu, de ce să ne jucăm împreună? Am luat flash, mai bă nimic, stum. Hai, mă. Dar ieși, bro, din casa aia. Ieși din casa aia. Dacă e, te-ai băgat în casă singur, măcar ieși din casă să ajuți, bă. Că să ia, amândoi se uită la mine, mă. Amândoi se uită la mine. Amândoi, au dat flash-ul ăla, se uitau la mine, mă. Mamă. Doamne, ce delay are Green, bro. Ce delay are. E tiltul prea mare. Iau Mac-10, mă, nu. Știi ce se fac? Îi fac eu bait lui. Scoți unul. Ăsta trebuie să vină din lung. N-au nimic oricum. Sper că nu e pit. Ascuns. Cred că vine din spate, din mid. Bă, se mișcă rău de tot Green. Se mișcă în poze, așa, nu știu. Mamă. Găina asta e aici de la începutul meciului, bro. Nu pot să cred așa ceva. Ce-a făcut, mă, și a scos o grenadă? Cred că a scos o grenadă, mamă, ne trebuie 3 runde ca să asigurăm egalul, măcar atât, măcar 3 runde să luăm și noi asigurăm egalul și după aia mai vedem, măcar egal să facem, măcar să nu fie pierdut. 10 cu 7, 5 MVP-uri, 23 score, e păcat de ele, guys, e păcat de ele. Hai să-i dăm Molly pe shortulică aici, pe lung, nu pe short. Doamne, nu pe short, pe lung, nici nu mai știu pozițiile pe hartă. Mamă. M-a văzut. Asta zic. Îmi doresc queen-ul. Avem aici un flash? Și aici? Ceva de cules? Să-i dăm drop. Nu îi dau niciun drop. Țin totul pentru mine, că sincer să fiu, nu prea ne ajută domnul Green. Mai stă și AFK. Mai stă, aia mă, stai mă, AFK, mă, ce, cui pasă mă de meciul ăsta? Cine își dorește rank up? Cine își dorește să se joace serios? Să dau report, că nu ai voie să stai frate așa. Stai AFK rundă de rundă, nu e în regulă. Sincer, chiar nu e în regulă. Nu e în regulă, Green, report. Nu ai voie. Griffin, bro, nici cum. Deci, mi-a mai zis ceva că, domne, că merita report pentru chestia asta, că nu știu ce, normal, bro. Jocul când te joci mod competitiv are niște reguli. Are niște reguli care trebuie respectate. Adică să nu-ți bagi joc, să joci serios, să nu stai AFK, uite-l ce face, mă blochează în bază, bro. Adică la modul ăsta, nu ai voie să faci chestiile astea. Altfel, te joci casual de la scrimmage, cum se cheamă, unranked, știi? Ce zic? Dacă ai chef să trolezi, te joci casual, te joci deathmatch, te joci alte cele, dar nu competitiv, unde se pierde rank, se joacă la rank, nu zic că, na, știi, e un joc până la urmă, dar totuși, jocul îți oferă opțiunea și de a te juca la mișto, pe casual, pe servere publice, pe deathmatch, pe retake, pe arms race, pe
Mai ziceți voi de astea, Flying Scoutsman, ce prostii de astea mai sunt, o grămadă de moduri care nici nu știu dacă mai există Flying Scoutsman, cred că ăla e doar la operațiune, dar mă rog, ați înțeles ideea. Deci nu știu, este făcut jocul ăsta să fie împotriva mea. Efectiv, orice match dau, se deconectează aia, deci uitați-vă, efectiv, episoadele din săptămâna aceasta, toate episoadele, sau dacă azi e luni sau marți, nu știu ce zi o fi, uitați-vă la episoadele până acum, 7 zile. Uitați-vă 7 zile la episoade să vedeți că în fiecare, aproape în fiecare, mai ales la matchmaking short și la Wingman astea, vai de cap, ultimul episod de Wingman, bă, circ, așa trebuie să fie circ și bătaie de joc. Și să se deconecteze oameni, să troleze, să nu știu ce, să nu știu cum. Te-ai dus, bro. Lăsăm pe ăsta să pușeze. Și le băgăm noi pe aici. Vreau să asigur egalul, măcar și pe aia nu mă mai interesează. Bravo, măcar atât ai făcut și tu ceva. Dar... Bravo, Green, bravo, ai jucat bine, bravo, îmi dă un report. În semn de recunoștință, ce să zic, oi fi toxic acum, vă dați seama că m-am tiltat, bro, n-ai voie așa ceva să-ți ai atâta parte de troll și de griefing și de toxicitate și de toate astea, nu ai voie și proșează el moliu, mă, se arde, uitați cum se aude că se arde moli. Ah, nu vă urez meciuri ca ale mele, dar vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage și codul Amfleș, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim și haideți să vedem situația la final. 15-0, 9, 8 MVP-uri, uitați-vă aici, rancuri, nu se mai poate așa ceva, mă, nu se mai poate cu rancul ăsta de când am scăzut în rank. Circul e din ce în ce mai mare. Troll level 9, n-ai cum. O zică mai bună, cu meciuri mai bune, eu am fost Flash. Pa!